Bun găsit din nou, dragii mei, în cadrul prezentării Minute de Speranță. Astăzi vom pune o întrebare deja comună acestor zile și anume, criza de COVID va aduce sfârșitul lumii? Am urmărit de curând pe internet câteva prezentări religioase a unor persoane distinse în domeniul acesta, în care era inoculată ideea că această criză de COVID, această pandemie globală, pe lângă faptul că va conduce spre sfârșitul lumii, este un îndemn pentru creștini să părăsească orașele mari și să plece în locuri pusnice. Nu știm cum este mai bine, însă un lucru știm sigur. Nu sunt profet, dar vă pot duce către cel mai mare dintre profeții care au existat vreodată în lumea noastră, Domnul Iisus Hristos, către învățăturile sale. În Matei 24, versetul 4, se spune așa: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, că se vor scula Hristoși mincinoși, proroși mincinoși, vor face semne până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Așadar, Domnul Iisus Hristos ne avertizează să nu luăm de bună orice informație pe care o găsim, mai ales în mediul online. Ar trebui să studiem Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, care ne prezintă adevărul cu privire la sfârșitul lumii. Haideți să vedem împreună în continuare care sunt acele elemente care vor determina sfârșitul lumii. Pentru că ne-am referit la Matei 24, un capitol foarte cunoscut de altfel de cititorii Bibliei în domeniul evenimentelor ultimelor zile, putem să citim mai concret versetul 6, unde se spune din gura Mântuitorului următorul lucru. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scola împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure, foamete și ciumi, maladii. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, deci nu finalul lor. Mai mult decât atât, punctul culminant al acestei prezentări este versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dacă ar fi să concluzionăm cele citite până acum, nu o maladie, o pandemie globală, nu un război, nu alte elemente care fac parte din peisajul sfârșitului vor aduce finalul acestui veac, ci, din contră, propovăduirea Evangheliei. Așadar, Dumnezeu spune foarte clar în mesajul acesta că sfârșitul lumii va fi determinat de predicarea Evangheliei. Ceea ce se face acum prin intermediul acestui mesaj și multe alte astfel de acțiuni fac parte din împlinirea acestui verset. Nu trebuie să ne fie teamă de faptul că o pandemie generală poate aduce sfârșitul lumii, că ea poate conduce către anumite lucruri dificile în urma a ceea ce se întâmplă astăzi, este altceva. Că viața noastră va fi mai grea, că vom avea probleme, eu știu, de ordin financiar, de ordin social, de ordin religios și așa mai departe. Lucrurile acestea sunt doar parte din peisajul sfârșitului. Pentru creștini însă, în Matei 24 se spun lucrurile foarte clar. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și din pricina înmulțirii fără de legii, dragoste celor mai mulți, se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce spune aici? Creștinii vor avea parte în curând, nu se știe când, de o criză religioasă. Și lucrul acesta este o realitate pe care Mântuitorul a prezis-o cu mult timp înainte. Așadar, nu trebuie să anticipăm anumite lucruri și să spunem cum am auzit, de fapt, într-un mesaj, imediat după această criză de COVID, când se va termina ea sau va ajunge într-un punct de relaxare, oamenii întregii lumi vor da vina pe creștini. Creștinii sunt vinovați pentru COVID. Dragii mei, haideți să vedem realitatea cu ochii noștri. În jurul nostru sunt atâtea lucruri care
se întâmplă, sunt mii de creștini afectați de lucrurile acestea, sunt situații internaționale fără precedent, de aceea nu trebuie să anticipăm și să grăbim împlinirea unor cuvinte atâta timp cât poate n-a sosit timpul pentru aceasta. Nu știm ce va rezerva viitorul, însă știm că suntem în mâna lui Dumnezeu. Știm că El a vorbit despre lucrurile acestea și ni le-a așezat pe paginile Sfintelor Scripturii în așa fel încât noi să nu ne tulburăm, să așteptăm în liniște și cu răbdare până la sfârșit, pas cu pas, în modul în care vor fi determinate evenimentele și vor ajunge în punctul pe care Dumnezeu l-a pregătit. Așadar, nu este bine nici să anticipezi sfârșitul lumii, spunând anumite lucruri care nu sunt reale în Biblie, nici să stai indiferent că nu se întâmplă nimic. Dar ce trebuie să faci? Care este poziția noastră în continuare în peisajul acesta? Aș vrea să mă refer în continuare la predicarea Evangheliei. Avem o lucrare de făcut. Avem un mesaj de transmis. Cuvintele acestea prețioase trebuie spuse oamenilor în această perioadă. Toți cei care cunoaștem Biblia, care avem acces la Scriptură, care am primit înțelepciunea de la Dumnezeu în perioada aceasta de timp, să o folosim din plin acum. Acum este momentul să predicăm celor din orașe, celor din sate, de peste tot, fie prin metodele online, fie în mod direct dacă ni se permite lucrul acesta, orice metodă posibilă pentru ca Dumnezeu, într-adevăr, să fie lăudat și sfârșitul lumii să vină la timpul lui în urma predicării Evangheliei. Ce mai trebuie să ținem cont în aceste momente cu privire la criza din timpul sfârșitului? Pe fondul crizei sfârșitului, Mântuitorul a adresat prin evanghelistul Luca un alt mesaj ușor diferit, dar asemănător în același timp cu cel pe care l-am prezentat mai devreme. În Luca 21 cu 25 la 27 sunt scris următoarele cuvinte. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ vor fi strântorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se întâmplă pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Mai e necesar să se întâmple ceva, și anume în urma împlinirii profețiilor biblice cu privire la sfârșitul lumii, trăim o perioadă de groază psihologică în care oamenii vor rămâne fără soluții în fața situațiilor din timpul sfârșitului. Pe fondul acestei crize, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, creștinul așteptător are de făcut ceva. Versetul 28 și 31 spun următoarele cuvinte. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Vestea bună, speranța acestor minute, în acest moment, este aceasta. Că Domnul Hristos vine curând, că aceste evenimente vorbesc despre venirea Lui și că atitudinea mea nu este să fac profeții false, nu este să anticipez sfârșitul sau să dau mesaje greșite oamenilor, ci atitudinea mea este să mă pregătesc uitându-mă în sus. Fiind conștient că vor veni vremuri dificile, că Domnul Hristos vine curând și eu trebuie să fiu prezent în aceste evenimente cu o minte clară, cu o viziune limpede și cu o așteptare biblică, scripturistică. Pe fondul acesta însă se pot întâmpla și pericole pentru creștini neașteptători. Mântuitorul avertizează în versetele care urmează faptul că și noi putem fi în pericolul acesta de a fi blocați în timpul sfârșitului într-o atitudine nepotrivită. În versetul 34 și 36 sunt spuse următoarele cuvinte. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibarea de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să fie venită peste voi fără veste. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare înaintea Fiului lui Dumnezeu. Ce ni se spune să facem în vremea sfârșitului? Să luăm seama ca nu cumva să fim preocupați cu anumite lucruri în mintea noastră încât să pierdem din vedere adevăratul sens al evenimentelor. Să ne concentrăm mintea pe ceea ce contează
Și preocupările acestea excesive în această perioadă, pentru mâncare, pentru băutură, pentru, eu știu, supraviețuire, să nu ne știrbească interesul nostru pentru evenimentele finale. În așa fel încât, la momentul venirii Domnului Hristos, să fim găsiți pregătiți, să fim găsiți gata. Ce se spune aici, foarte limpede, să fim veghetori, să fim pregătiți în rugăciune, să ne gândim la Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu. Dragul meu, în această ocazie ai primit un nou șir de speranțe. Speranțe că Mântuitorul vine curând, nu în urma unei pandemii generale sau unui cataclism sau unui război mondial. Mântuitorul Iisus Hristos vine în curând în urma predicării Evangheliei, când toată lumea de pe pământul acesta, în mod global, va avea acces la Evanghelie, când oamenii vor ști ce să facă cu privire la evenimentele sfârșitului și vor fi în postura să aleagă lucrul acesta, atunci va veni sfârșitul. Atunci fii pregătit că Domnul Hristos vine în curând. Nu te lăsa ispitit să stabilești date, să pronostichezi sau să creezi scenarii care nu vor avea o aplicație în realitate. Misiunea ta, misiunea mea, așa cum spune Domnul Hristos, treaba voastră nu este să știți soroacele și vremurile și să creați scenarii, ci treaba voastră este să predicați Evanghelia în marile orașe, în micile orașe, în sătuce, prin metode online sau direct, în așa fel încât Mântuitorul Iisus Hristos să fie cunoscut tuturor oamenilor spre mântuirea lor. Îți doresc lucrul acesta astăzi. În primul rând, elimină temerile inutile, în al doilea rând, concentrează-te pe sfârșitul acesta și implică-te cu tot ceea ce poți în a prezenta și altora vestea bună a venirii Domnului Hristos în curând pe norii cerului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne revedem sănătoși cât mai curând. Amin.